Să fie bine, să nu se întâmple nimic. Era bine în vis? Bă, era ok, nu s-a bătut nimeni. Tu știi ceva de ea? Da, e în România, e bine. În România, nu? Da. A zis că a plecat, că a vrut taic să-și ia bilet să vină încoace. Și a zis că mai bine a plecat ea decât să... Da. Ce știu ce război fac pe aici. Da, e s-a precipitat din cauza că nu știu ce a zis turcul. A vorbit turcul și știi? Din câte am mi-a zis mie. Că dacă nu era turcul, nu, n-avea treabă. Da, îți dai seama. S-au gândit că-i fac, aia am zis că nu-ți face nimic atunci. Oricum, trebuie să fii și ea conștientă că n-are cum să o atingă nimeni aici și dacă ar fi să o atingă, gen, cineva atinge ei afară, din prima. Da, și cu Roxana nu se bate. Păi urât, mă, că să ajung la deasă, și nu au avut de la ce să se bată. Da, de la... Să zici că, bă, frate, au avut aur, au avut motive, într-adevăr, nu mai rezistat. Ca nebunele. L-au fost, oarecum, amândouă de vină. Da. Oricum, într-o prostie, vezi? Deci adună fetele că exagerăm, dar ele sunt mai rău. Da. Pe bune sunt mai rău. Da, dar noi suntem băieți, altceva. Păi, da, e altceva, dar la ele sunt... Ne-am bătut care... imediat, două zile, am un păcat mare, brânză, nu ținem noi. Cine s-a... Hata n-am un păcat. Hata. Adică ne-am păcat, nu ținem noi astea că te prim prin România și te fac și te... Trecut. M-a stătut de tot scandal, jur că m-a stătut. Dar Manuela ce face, nu mai vine? Nu știu, momentan... Ai vorbit că... Da, momentan nu. E în hotel cu noi, fată. Da, să cu ea în cameră. Vrei, îi faci de lucrul lui Roxana? Am văzut că tu postează pe internet, nu, dau replici. Nu, nu, azi zis că n-are cum să intre Roxana peste ea, despre ce vorbim. M-a pus o zi. Atunci am... Dar nu-i hotel, am impresia. S-a spărat pe mine, Manu, dar nu înțeleg de ce. Cum nu înțelegi? Eu nu cred că e în hotel, Manuela. Mariana, ce ai spus și tu și la ce mod ai spus, Bianca? Exact. Ți-o zis ce ai spus? Exact cum ai spus. Cum? Că și-o meritat-o, că a fost vina ei pentru că i-au început. Și eu am văzut în gală materialul și după gală am vorbit cu ea și am zis, fată... Da, i-am spus că vreau să ne vedem face-to-face, să vorbim, că așa... Și într-adevăr, da, nu sunt de acord cu violență, frate, ok, că ne mai aruncăm, ne mai aruncăm o pernă, dar nu vreau să se ajungă acolo. Dar trebuia să vezi, te-ai dat la material să vezi clar. Uite, n-am fost detalii, atent în gală. Asta spun. Și dacă nu ia vinovat, îmi cer eu scuze, dar asta nu înseamnă că îi dau ei, nu. Indiferent că a fost Roxana vinovată, nu ajunge acolo. Dar trebuia să te uiți la gală, fiindcă nu se va difuza. Nu contează cine e vinovat. Nu contează. Nu contează, îi spun și în față. Nu contează. Momentul în care... Nu ajunge acolo, frate, o greată pe față. Crede-mă pe cuvânt. Când ți-e frică... Când ți-e frică, mă duc și ies afară dacă mi-e frică. Nu stau să mă bat, nu sunt animal. Cine fuge tu când e bătut? Cine dar nu l-a bătut, dar nu a bătut Roxana. Eu păi, dat tu, Andreea, dacă eu vin la tine, putea să dau și o pernă, vin după mine. Și să iasă afară. Și crezi că Roxana nu venea după ea? Păi fugea și ea era. Poate să oprea. Ori făcea așa, ori să oprea. Ea nu era, nicio formă să ajunge acolo. Eu crezi că Roxana să-i dea? Într-adevăr, Roxana a început, dar ea o sărit la ea și ea tot o lovea. Asta Roxana nu-i făcea nimic. Anela, am impresie că nu știa. Ea nu știa lucrul ăsta, nu era conștient. O văzut că Roxana nu-i face nimic. Și știi care e ideea? Mă, amândouă. Bine, nu știu ce sentiment a avut Manuela când Manuela a bat. Amândouă au greșit. Ea a zis și la Roxana, măi, tu ai început. Eu nu spun nimic, și Roxana provoacă, da? Da, ce-i drept. Provoacă da. Și ea. Dar ce zici, turc? Mai bine să plângă mama... Da, nu provoca, adică eu mă duc către una, vin un coace să te bat și ea ce să facă atunci? Trebuia să iasă sau trebuia să tacă, pentru că a văzut-o că e nervoasă, da? Eu, indiferent, oricum, eu îmi dau seama cine sare la bătaie dintre fete. Cine ar sări la bătaie, da, e Manuela și Roxana, hai. Dar eu am știu clar că tu nu vii pe scandal și pe bătaie de nu, eu am venit nimic. Așa, zvoc. Cum? Când am venit de dincolo. M-a zis că tu te pia și a zis că vine să vadă cum te pia. Dar nici de cum că eram nervoasă sau să vin pe bătaie. Niciodată. Niciodată. Dezbrăcai atunci? Niciodată. Dar ai făcut vreodată cu cineva așa? Da, nu-s ok asta, clar. Vorbim și jignim, sărim la bătaie, pe bune, dar... Da, na, dacă așa... Numai când ești provocat, în Cluj se zice așa. Da, nu zic când ești provocat, dar mai bine renunț. În Cluj? Renunț ăla care e mai deștept. În Cluj? Și eu chiar nu mai vreau să mai ajung în astfel de situații și cazuri, că nu fac decât da să mă fac singură de răs. Dar pentru ce? Nu, mai vreau. Dar nu știu de ce vorbiți, că tătea, adică
Tătea ați făcut. Păi tătea toate am făcut, ieșirile. Dar... Și nu-i ceva de blamat, că bă, sunt oameni, stăți să avem ieșiri. De exemplu, asta am zis, Marian a fost asta, Livian, normal. Marian a fost lovit în zbiriată. Asta am zis și eu, că tot adică e da, eu nu vreau să încurajez așa ceva, Livian. Am înțeles, dar bravo, nu trebuie să o dai, nu trebuie să o dai chiar. Te înțeleg, nu încurajez, dar nu trebuie să o dai chiar așa, fiindcă până la urmă așa tu ai dat, nu știu, tu ai zgâriat-o, nu tu, pe Mariana pe frunte. Nu. Fără hai să ne înțelegem. Eu i-am dat ea stătea cu mâna așa și eu i-am dat pisticot și s-o zgâriat pe frunte. Nu, unghiile tale m-au zgâriat la frunte. Eu zic că la mână nu i-a fost frică de rău. E de frică odat. În moment atunci, da. Nu i-a fost frică de rău. Nu i-a fost frică, mă. Dacă era frică, nu se ridica în picioare, nu făcea. Era fost frică să le vină. Că a zis că sari Roxana la mine, dar și eu îmi dau și eu. Mă, eu mă pun în locul. Evit, pun în locul ăsta. Nu, nu vreau să mai văd așa ceva, mă. Dacă eu îți dau pernă, tu ce faci? Nu, eu ies afară, mă duc, fumez o țigară, nu. Ok, acum, o frică de acum. Nu, jur, Olivian, din momentul ăsta nu mai vreau. Mă ridic și eu și în momentul ăla ce să dau cât mai mult. Foarte tare ce am văzut între Roxana. Ea s-a ridicat prima, mă. După, asta zic, după ce le-a întâmplat, poate așa reacționezi, dar când o zici Pirui că hai că nu știu ce, tu te-ai dus la ea. Când o zici Mariana, tu e enervat, te-ai dus la ea. Da, pe asta vorbeam cu Andreea acum, că eu am venit din casa voastră aici ca să văd cum... Păi bun, și dacă Andreea îți dă o palmă, ce făceai? Păi aia era, că putea să-i dea. Dacă nu vă ține nimeni, nu zic că dădea, dar dacă îți dădea o palmă, ieșeai afară și puneau țigară? Vai, ieșeam sau vai, că-i dădea. Normal că reacționă. Păi asta zic, oprică. Da, dar problema e că Manu... Diferența între toate cazurile e că a existat cineva care să vă dispartă. Eu sunt mai apropiat. La ele nu a existat. Pirui, mai ții minte când ai enervat Mariana și ai sărit și tu pe ea? Da, și ea. I-ai prins-o de mână că te-o ținut cineva. Nu știu ce ai vrut să o lovești sau nu, dar s-o băgat în ultima sută de metri cineva. Manuela, eu am zis, asta e singura diferență între cazuri. Bă, dar nu a fost o fată să nu provoace casa asta. Hai, de acum să nu fim ipocriți. Fiecare suntem profesori. Asta zic. Și m-a provocat și mare. Nu s-au ajuns acolo. Au fost un caz ferici. Uite și la băieți. Și i-am dat doar cu perna. Prima dată o sărit. I-am dat doar cu perna, frate. Prima dată o sărit. Iancu și Filip. O există cineva care... Da, bă, ia fii atent. Că n-ai vorbit cu domnișoara Simina. Că a spus gagica ta. Că eu am zgâriat-o pe Simina pe picior. Este aceeași situație. Alo? Maria a zgâriat-o pe picior. Nu Roxana. Roxana a dat-o pernă în cap. Și o să o sunăm acum să zic dacă e adevărat sau nu. Fata care s-a bătut cu mine, cum credeți voi, și care i-am zgâriat-o, da? Pe care i-am zgâriat-o. Nu e adevărat ce a spus voi? Și o să arăt treaba asta acum. Cum mințiți voi ca să faceți să fie fix aceeași situație? Dar nu este deloc aceeași situație. Da, explicați mai bine. Deci, Ianca a zis că tu ai zgâriat-o pe Simina, de fapt... Nu. Eu am spus că în bătaia mea cu Simina atunci, când eu i-am dat doar o pernă în cap, adică am zgâriat-o pe Simina pe picior. Domnișoara s-a dus în gală. Și arăta poza. Cui? Primanta, da? Nu mie. Dar ce poza a arătat? Că Maria a făcut Roxana, draga mea! Deci nu se compară situațiile, că aia m-a zgâriat pe față și i-am dat Simina o pernă în cap. Nu are nicio comparație, sunt paralele, înțelegi? Dar eu, în două secunde când am gândit, nu mi-a picat și am zis, arată și mie poza. Și n-am vrut să-mi arate poza, nu trebuia mantea, da? De ce n-am vrut să-mi arate? Că știam că recunoșteai mintea, că nu e. Nu e a mea. Am nervii în mine, nu mai pot din nervii. Am cerut și o să... Vrăjelile astea ale voastre. Astăzi că în pauză ne arată să nu pierdem timpul. Nu-mi pasă mie când vă arată vouă, nu-mi pasă să tai la trecuri sau nu. Eu vreau să vă arăt că nu minte eu și minte cine minte, da? Da, ți-a arătat-o în pauză, că ai vrut Mariana, și... gata, te rog. Dați-mă cu vrăjelile astea. Și da, Manu nu a dat de frică, cum a spus, nu era frica. Ce faci, Simina, m-auzi? Da, stau în pat. Deci te rog frumos, lămurește situația, că noi am fost în treaba aceea cu bătaia în ghilimele. Și explică cum a fost toată treaba, să nu zică lumea că sunt eu mincinoasă sau cine a mințit fata asta Bianca, prietena noastră, ghilimele. Explică, te rog frumos, situația ca să înțeleagă toată lumea, să nu facă oamenii lumea mincinoasă și să nu spună lumea că este strict aceeași situație. Că ți-am dat ție o pernă în cap și că eu te-am zgâriat pe picior. Dar nu mi-ai dat nici cu perna, că am băgat mâna. În primul rând, doar m-ai smucit la ușa, aia a fost toată agresiunea față de mine și zgârietura pe picior a fost făcută de Mari, nu de tine. Tu nu m-ai lovit. Ce v-am zis, frate, eu? Eu zic la cap. Și eu am văzut atunci că la ușa aici m-a așteptat. Și azi, tu nu ai vedea de ce să zic că tu ai fost cu mine în bătaie, după bătaie, în ghilimele. La Mari. A? Sunt că de acă la... Lasă-mă că nu stau la m***a, stă în emisiune. Da, fată, bine că ai lămurit.
ca să nu mai spună lumea că vag eu face vrăjeală să compare. Nici 1% fată nu se compare situația. E o pernă ca să se zgârie pe față. Așa, dacă dacă era agresiune, nici nu se putea da la televizor și s-a dat toată bătaia care a fost. Adică mai smucit, de mai bine de mână și mai tras spre tine, atât. Păi asta zic, dar sunt curioasă ce o să dea acum la televizor. Că vezi, doamne, nu putem da așa ceva la televizor. Voi nu puteți da așa ceva. Ia să vedem ce dați voi. Și da, nu i-a fost frică lui Manuel. Ce spune Andreea Matea? I-a fost frică Manuele. Nu, Andreea Matea, nu i-a fost frică Manuele. Manuele a dat cu oră și a scos ghearele și mi-a dat cu ghearele pe față, frate. Despre ce vorbim? Am greșit amândouă. Corect, am greșit amândouă, da. Amândouă, că ne-a ridicat, da. Manuela, bine, nu trebuie să cu unghii sau cu astea, dar recunoști. Bine, fată, haide că vorbim. Mersi mult de tot că ai lămurit și te pup, te pup, papa. Da, Roxana, dacă nu o făceai și nu aruncai cu perna, da. Câte s-au făcut astea și în culte și în emisiune și nu s-au bătut? Explică și mie acum treaba asta. Te rog frumos. Cine s-a făcut? Adică tu cu ea ai un temperament vulcanic. Tu cu Manuela. Adică v-ați făcut voi două între voi.